La Revoluție noi am simțit că ceva nu e în regulă, pentru că s-a terminat campionatul și noi am mai rămas în cantonament, la cantonament, pentru că aveam promisă o, ca primă, că eram pe locul 3, da, era sus. Ca un bonus. Urma să mergem 7 zile să jucăm 2 jocuri undeva la Abu Dhabi, în Arabia Saudită. Știți cum era atunci? Conta foarte mult o deplasare de genul ăsta. Într-o țară așa, asta era o formă în care ne recompensau pentru diferențele acestea. Vă dați seama, noi la meciul cu Valencia, în cupele europene, aveam până într-o $1000 ceva prim adunate cu masate, iar ei aveau 10.000. Discutau altfel. Se vedea din atitudinea lor. Pe noi nu ne deranja treaba asta. Noi trebuia să ne luăm mie noastră. Spuneați de Revoluție. La Revoluție am stat atunci pregătit să plecăm. Da. Să terminase campionatul și noi trebuia să plecăm. Și am stat o zi, două, trei, din nu mai plecam. Și la a patra zi ne-a spus, s-a contramandat, o să plecăm imediat după perioada de pregătire de iarnă. Dar când am ieșit de la Săftica, Săftica e lângă Otopeni. Era o agitație și o forfotă. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Dom'le, prăpăd la Timișoara. Ne spuneau că noi fiind între ei, ne spuneau cei de în intersecții. Așa am aflat de Revoluție. M-am grăbit să ajung repede acasă. Am venit acasă chiar în momentul în care lumea se strângea și mergeau să manifeste în centru. M-au văzut și m-au luat cu ei. Am fost cu ei la Revoluție în prima linie. Nu a fost teamă? Mi-a fost un pic teamă, pentru că în momentul când am început împușcăturile, s-a creat panică, te riscai să te strivească. Știu că am ajuns să dau cu cotul, să mă feresc, că te puteai să intri în niște vitrine pe acolo. N-a fost ușor, mai ales că era o degringoladă generală.